Bineînțeles, v-am găsit la Prima News. Sunt Daniel Osmanovici și în următoarele două ore vă voi spune ce s-a întâmplat în săptămâna care se încheie, dar și ce ne așteaptă de mâine încolo. E bine, consumul de droguri este, din păcate, un fenomen tot mai răspândit în rândul adolescenților. Ce putem face ca părinți să prevenim un astfel de comportament? Vom discuta cu psihologul Alina Uricec. Și da, mai e puțin și reîncepe școala. Și odată cu ea, sezonul virozelor. Aflăm împreună câteva remedii prin care putem întări sistemul imunitar al copiilor de la medicul Ruxandra Constantina. Până la școală, însă, mai e o săptămână de vacanță, iar de la 1 septembrie, să nu uităm că a debutat și programul Litoralul pentru Toți. Ce oferte din hotelierii aflăm împreună și iată că grupul Clever spune bun venit unei noi televiziuni, Medica TV, și Eugenia Farfecă vine cu detalii în această privință, iar în partea a doua a emisiunii vom discuta cu scenarista Manuela Cerna despre un regal cinematografic, festivalul Muzica în filmul românesc. Și discutăm și despre meciurile care s-au văzut, evident, la Prima Sport. Da, haideți să începem! Așadar, elevii ar putea fi testați antidrog în școli. E una dintre măsurile pe care ministrul de interne vrea să o ia în urma tragediei din 2 mai. Aceste teste se vor face cu acordul părinților. Iar Cătălin Predoiu spune că testați vor fi cei suspecți că ar fi consumat substanțe psihoactive. Numărul celor care consumă droguri în școli a crescut în ultimii ani, iar profesorii se plâng că nu au ce să le facă, deși îi văd că sunt sub influența lor. Analiza posibilității testării antidrog a elevilor de către personal medical calificat ce deservește unitatea de învățământ în situația în care elevul manifestă vizibil comportament dezadaptativ caracteristic consumului de droguri cu acordul părinților. Este una dintre măsurile pe care Cătălin Predoiu vrea implementată școlile din România pentru a împiedica pe adolescenți să mai consume droguri. Problema este una veche în școlile din România, iar după pandemie s-a accentuat, spun profesorii. Au fost niște elevi, am povestit la vremea respectivă, niște doi pe care ori fi mai mulți, nu știu, unde am avut niște suspiciuni că în timpul orei în grupurile sanitare au fumat niște țigări, era un miros ciudat și asta am spus la momentul respectiv, am anunțat părinții și nu s-a întâmplat absolut nimic. Dacă școlii i s-ar fi dat voie să facă ceea ce ar fi trebuit să facă, probabil că acest consum, într-un procent oarecare, ar fi fost descurajat. Testarea antidrog nu ar trebui făcută doar anumitor elevi, așa cum vrea ministrul, cred specialiștii. Eu am propus inițial să se testeze fie prin teste rapide care se dau părinților în mod uniform, am zis, ca să nu există nicio diferențiere, și aici nu mai subzistă afirmația domnului ministru în legătură cu testarea unor anumiți copii, pentru că există acest risc de stigmatizare și de depresiune și cred că părinții în multe situații nu vor accepta. Într-o lume ideală ea ar fi fost utilă. În lumea reală în care trăim și în România va fi inutilă. Cine face această testare? Părinții jumătate-jumătate nu vor fi de acord. Ce desfășurare de forțe ți-ar trebui ca să intri în fiecare zi în școală sau cum testezi așa pe sărite? Ce se întâmplă dacă să spunem că în urma analizelor îl găsești sau ai dovada că a consumat? Ce se întâmplă a doua zi? Vă spun eu, nu se întâmplă nimic. O altă variantă propusă de specialiști ar fi chiar testarea suprafețelor în lipsa copiilor și, dacă vor fi găsite urme, atunci clasa să fie introdusă într-un program de activități preventive. Ceva trebuie găsit în sensul și să educăm pentru a preveni consumul de droguri, dar și să fim mai ferm și să detectăm pe cei care nu înțeleg. Datele arată că 30% dintre adolescenții din România au consumat substanțe psihoactive sau au fost măcar o dată în apropierea unui consumator de droguri. Avem acum oarecare frecvență pe la 13-14 ani, situație pe care nu am avut-o în anii trecuți. Avem situații de excepție, copii care au debutat în consumul de droguri la 90 ani, dar din familii cu probleme. Cel mai consumat drog în rândul adolescenților este cannabis. Dar ceea ce este foarte grav, pe locul 2, crescând procentul spectaculos în ultimii ani, sunt enobotanicele. Unii directori de licee spun că au renunțat chiar la organizarea balului bobocilor, tocmai din cauza riscului crescut de consum de droguri. Și evident că este un subiect greu și un subiect important, așa că îl discutăm cu Alina Uricec, psiholog și psihoterapeut, și încercăm să aflăm cum am putea să rezolvăm această problemă. Bine ați venit alături de noi! Bine v-am găsit!
Unde este problema? La copii și la felul în care ei ajung să-și dezvolte personalitatea și să-și descopere viața la în perioada adolescenței sau la părinți care nu sunt niște exemple de ajuns de bun pentru a le arăta cum ar trebui să-și ducă viața? Mi se pare puțin reducționist să mergem ori acolo, ori acolo. E o situație mult, mult mai complexă. E vorba de modul în care a evoluat societatea noastră, modul în care copiii noștri sunt din ce în ce mai expuși la anumite informații, la anumite comportamente, la tot felul de substanțe, dacă avem toată această, mă rog, liberă circulație în unele țări, poate unele droguri sunt cumva, dar nu sunt atât de incriminate precum la noi. Dar, mă rog, aici asta e la suprafață. Uh-huh. Dar vorbim de faptul că copiii la această vârstă, adolescenții noștri, din punct de vedere neurobiologic, da, pentru că așa se dezvoltă creierul, sunt mult mai vulnerabili. Mult mai vulnerabil pentru că le e mai dificil să-și gestioneze poate situațiile stresante, le este dificil cu anumite emoții, e complicat și cu poate situații de bullying la școală și au tendința asta, creierul nostru ne face ca la vârsta adolescenței să avem această tendință de a ne asuma mai mult riscuri. Ok, pot să înțeleg asta, dar ați zis că e reducționistă abordarea. Mm-hmm. Vă propun încă una. În zona rurală este o anumită abordare a adolescentului care își poate rezolva problema asta prin violență, prin băutură sau prin țigări, destul de simplu. Uh-huh. Pe când la oraș lucrurile se duc către droguri și consumul de droguri, mai ales că există și alte posibilități financiare de cele mai multe ori. Uh-huh. Și atunci, aici unde apare problema? Apare problema tot din pricina chimiei care se produce în creierul adolescentului sau din pricina felului în care părintele abordează de așa natură problema în ceea ce privește creșterea copilului și felul că ce transmite ca valori. Știm că o relație bună de parenting sau modul în care eu îmi cresc copiii este un factor de protecție. Da? Atât, știm că în familiile în care există o relație strânsă între părinți și copii, uh-huh, acolo unde sistemul de atașament este bun, acolo unde păstrez un dialog cu copilul meu, să-l păstrez înseamnă că el deja există, da? Și ajung, da? Și asta se creează până la vârsta adolescenței. Da? Dacă eu am conversații cu copilul meu și am văzut că vârsta a scăzut foarte jos, avem copii de 12 ani, da. Da, care s-au drogat, dacă eu vorbesc cu copilul meu despre asta, dacă am curiozitate să văd okay, care e părerea lui, da? Și spun că păstrez conversația deschisă, pentru că asta presupune ca o conversație să existe deja. Eu să am cumva acest dialog cu copilul meu, să fiu curios de despre lumea lui. Când încep să fac asta? Pentru că sunt mulți părinți care spun, eu nu vreau să le expun pe fiul meu are 8 ani, eu nu vreau, uh-huh, să-i spun lui fiul meu la 8 ani despre droguri, aștept să facă 12 ani. Ok, dar până la 12 ani el deja s-ar putea să fie, să intre în niște contexte pe care tu ca părinte nu poți să le controlezi. De-aia vă și întreb când e bine să începem acest dialog. Cât mai devreme. Știți cum spun eu, este varianta aceea. Ok, se întâmplă niște lucruri și tu ca părinte ai de făcut o alegere. Fie ești tu primul cel care dă informația și măcar sondezi. Ai auzit despre asta? Nu știu, ce știi de țigări, de alcool? Nu că doar asta, și astea sunt droguri și sunt cumva peste tot și începem de acolo. Dacă vedem că copilul poate n-are curiozitate sau nu l-am auzit vorbind despre asta, nu e nevoie să insist, dar cumva calitatea relației va face că atunci când copilul va avea mai nevoie de mai multe informații să vină spre mine. Da? Și e foarte important ca eu să rămân deschis. Pentru că cei mai mulți dintre părinți atunci când au copii care vin să întrebe despre asta, se sperie foarte tare și e posibil să reacționeze mai degrabă din zona cealaltă, de interzicere, să nu te mai vorbim despre asta, e foarte periculos, să nu faci niciodată, dacă te prind cumva că o smetie, s-a terminat. Da? Și atunci ce se întâmplă pentru copil este că probabil îi va fi teamă, nu va mai merge către părinte, se va duce mai degrabă către grupul de egali, da? Pentru că știm că la vârsta asta e foarte mult despre nevoia aceasta de a face parte din grup, de a te integra. Validarea? Nu? Da. Da, ca să o luăm cu începutul. Spuneți așa, că pașii normali și firești ca tu, ca părinte, să nu ajungi în situația în care copilul tău să se drogheze sau copilul să nu fie tentat de chestiunea asta, cam care ar fi? Când încep și cum încep? Ați zis mai devreme, dar pe mine mă interesează totuși să puneți punctul ăla pe mai devreme. Un 3 ani, 5 ani, 6 ani și jumătate. Mai devreme asta depinde de contextul familiei respective. Relația mea cu copilul o construiesc de când a ieșit din uterul mamei. Just.
Da? Dar și puterea lui de înțelegere nu e aceeași la 2 ani față de 5 ani, de exemplu. Puterea lui de înțelegere nu e aceeași și nu o să vorbesc la 2 sau la 3 ani despre droguri. Dar începând de la această vârstă, ce voi face eu este că încep încet să construiesc aptitudinile copilului meu, astfel încât să-i ofer niște unelte cu care el să poată gestiona lumea aceasta și pe el însuși când ajunge la vârsta adolescenței. Adică îl învăț cumva despre partea asta de dezvoltare socioemoțională, ce sunt emoțiile, cum le simțim, unde le simțim, da? A deschid conversații cu el, îl învăț, da, să își gestioneze frustrarea, să își gestioneze furia, să gestioneze disconfortul, dar de faptul că chiar și la vârste mici e respins de ceilalți copii, da? Făcând toate astea și păstrând dialogul cu copilul meu, voi ajunge cumva la
indicația medicului în funcție de vârstă. Copiii vor lua în jur de 500 sau 800 de unități internaționale pe zi, iar adulții 2000, 3000, 4000, 5000 de unități. Bun, și mai era o discuție cu care eram obișnuiți cu bunicii noștri, și anume consumul de ceai. De cele mai multe ori, ceaiul din plante naturale, acelea cumpărate de la plafar, care să te ajute să fii cât mai pregătit pentru diverse lucruri care urmează și care vin, sau care să te ajute să scapi de altele. E vreo modalitate prin care acest ceai trebuie să-și facă prezența corect în viața noastră? Sigur că da. Vara ne hidratează, ne răcorește, pentru că putem să-l bem rece. Iar iarna cu atât mai mult ne hidratează, dar înlătură senzația de frig. Și atunci ceaiul este o băutură excelentă, pentru că și ceaiul, în funcție de compoziție, conține mulți antioxidanți, vitamine, minerale. Însă, atenție, este bine să bem un ceai natural și este bine să citim, pentru că ceaiurile, pe lângă planta ca atare, pot să conțină și diferite arome artificiale, ceea ce nu este ok. Deci trebuie să citim bine eticheta. Ceaiurile, de multe ori mă întreabă părinții, la plic sau vrac. Ceaiurile cu o acțiune mai puternică, de obicei, sunt cele care sunt sub formă de pulbere în pungi mari, pentru că acolo frunzele nu sunt mărunțite și își degajă aroma pe de-a întregul. Dar un ceai bun poate să fie și la pungi și la pliculețe. Ideea este că trebuie să știm cum să-l folosim. De exemplu, ceaiul verde, ceaiul negru, ceaiul alb, toate conțin teine, echivalentul cofeinei. Deci ne energizează, ne tonifică, nu le recomand copilor și trebuie băute în prima parte a zilei. Ceaiurile de tip ghimbir, turmeric, care sunt foarte bune pentru această perioadă, pentru că îmbunătățesc circulația, cum am spus, și înlătură senzația de frig și ne ajută foarte bine și în răceli. Iar ceaiurile medicinale, acelea le vom folosi doar dacă avem o afecțiune și ne-a recomandat medicul. Da, probabil că știți că în domeniul dumneavoastră e imposibil să nu știți. Sunt discuțiile astea ample cu copilul care este mic, mititel așa, și în loc de apă îi dau ceai ca să-l hidratez mai bine, sau mierea pe care eu nu i-o dau sau i-o dau pentru că poate sau nu să fie alergic și nu prea știu de la ce vârstă să i-o dau. Și al treilea element este, atunci când ceaiul este fierbinte, să pun o linguriță sau două de miere ca să amestec și să dau dulceață ceaiului. Hai să le luăm pe astea trei pe rând. Ce sfaturi aveți în legătură cu cele trei povești? Deci ceai, în primul rând, nu vorbim de copii mici, de sugari. Acolo pediatru spune exact ce trebuie să bea, pe lângă laptele matern sau laptele praf. Bineînțeles că va bea apă. Ceaiurile, vorbim la un copil mai mare și aici trebuie să fim atenți ce ceai îi dăm. Ceaiul, în general, se consumă ceaiurile de masă, cum am spus, de exemplu, ceaiurile de fructe de pădure, ceaiul din fructe exotice. Acestea pot fi consumate de la vârsta de 2-3 ani, să spunem, și de adulți. Cu mierea este o problemă. Se pare că nu este bine să fie consumată sub vârsta de un an, deși știu că apicultorii folosesc și dau copiilor miere încă de la vârste fragede. Mierea este unul dintre alimentele cele mai contrafăcute. Trebuie să luăm o miere sigură, de calitate, de la un producător de încredere și nu o adăugăm în ceaiul sau în lichidul fierbinte, pentru că își pierde din proprietățile terapeutice. Deci facem ceaiul, așteptăm câteva minute să se răcească și după aceea putem consuma o miere naturală, sănătoasă, fie că este polifloră sau de mană, poate fi consumată în deplină siguranță și de copii, una, două lingurițe pe zi și cu atât mai mult de adulți. Și acum, pentru că aveți meseria pe care o aveți, care sunt cele mai nepotrivite sau greșite întrebări pe care vi le adresează părinții când vine vorba de imunitate și de pregătirea pentru a intra în comunitate? În primul rând, ce suplimente să-i dăm copilului exact să crească imunitatea? Nu îi dăm suplimente decât dacă are nevoie. În primul rând, mergem la stilul de viață și aici ajustăm.
cum am spus, alimentație, hidratare. Atenție, copilul la ora 10 trebuie să fie în pat pentru că începe școala. Odihnă și realizarea unei atmosferi de calm, de liniște, de relaxare în familie. Deci reducerea stresului este foarte important pentru imunitatea copilului. După aceea îi facem analize, nu este nimic greșit ca măcar o dată pe an să-i facem și copilului niște analize, să vedem, poate e anemic, poate are o lipsă de fier, poate stă mai slab cu calciu, vitamina D, la fel. Și în funcție de asta îi vom da suplimente cu vitamine și minerale. Iar la copii care într-adevăr au probleme pentru că răcesc foarte des, așa s-au născut ei, o imunitate mai slabă sau poate stilul de viață este mai nesănătos, e, la aceea, într-adevăr, la recomandarea unui medic, se pot administra pe preparate de tip echinacea, quercetină, produsele sucului, propolisul, care este un antibiotic natural excelent, uleiurile esențiale. Dar toate, am spus, recomandate și supravegheate de către un medic. Nu mergem la farmacie și întrebăm, dați-ne ceva pentru imunitate. Am înțeles. Doamna doctor, sper că cine a avut urechi de auzit și minte de înțeles a făcut acest lucru. Vă mulțumesc frumos, doamna doctor Ruxandra Constantina, cu sfaturi despre imunitate pentru noi, părinții, care urmează să-și arunce copiii în comunitate. Bun, acum vă voi spune ceva care e cel puțin bizar. E vorba de un furt care s-a petrecut în Brașov. Unul dintre cele două defibrilatoare din oraș a dispărut în toiul nopții. Hoților nu le-a fost greu să sustragă dispozitivul, deoarece boxa în care se afla era deschisă tocmai ca să fie folosit în caz de urgență. Aparatul a fost cumpărat din donațiile brașovenilor, iar medicii fac acum apel ca hoții să returneze dispozitivul salvator de vieți. De altfel și poliția a deschis o anchetă. Defibrilatorul furat a fost amplasat în centrul orașului în luna decembrie, tocmai pentru că zona este intens circulată, iar aparatul ar putea ajuta la evitarea unei tragedii. Sunt două astfel de dispozitive montate de un ONG în Brașov. Mă simt foarte dezamăgit și îmi dă dovadă și mi-arată că nu prea avem educație medicală, nu prea avem spirit civic și am ajuns să furăm un aparat care poate salva viața unui om. Brașovenii sunt revoltați și nu își explică în ce scop i-ar putea folosi hoțului dispozitivul medical. Ești mulțumit pentru ceea ce ai făcut, pentru că, uite, sunt unii oameni care chiar au nevoie de așa ceva. E posibil să fie mama ta, e posibil să fie tatăl tău, să aibă nevoie de un ajutor și atunci să se întâmple să se afle chiar aici, de unde ai luat tu așa ceva. Dacă și de aici au luat ceva, aparatură, ce să mai zicem? Numai hoți avem în țara asta. Hoți, hoți, hoți. În zonă există camere de supraveghere, iar autoritățile încearcă să îi identifice pe hoți. Urmare situația, am solicitat intervenția Poliției Naționale să verifice ce s-a întâmplat. Noi o să urmărim de acum pe camere ce s-a întâmplat și ce s-a văzut în zona respectivă. Și vom lua măsuri în consecință. Valoarea unui defibrilator este de 11.000 de lei și, potrivit normelor europene, ar trebui să existe cel puțin un astfel de aparat la 10.000 de oameni. În medie, un român merge la medic de 5 ori pe an, o arată un raport Eurostat. Cifra ne plasează pe locul 17 între cele 27 de țări membre ale Uniunii Europene. Prin comparație, vecinii unguri merg la doctor de aproape 10 ori pe an. Europenii care trec cel mai rar pragul unui cabinet medical sunt grecii și suedezii. Câte ori merg la medic pe an? Într-un an, aproximativ. De 4-5 ori. Și vi se pare că rezolvați în aceste 4-5 vizite tot ceea ce aveți nevoie? Tot ce sau? Eu, da, da. Depinde după cum mă simt, adică nu mă duc să mă aflu în treabă. Mă duc când am vreun necaz. La vârsta mea se întâmplă relativ des, dar asta nu înseamnă lunar, nici într-un caz. La ce tip de medic mergeți cel mai frecvent? De familie. Și la stomatolog foarte, foarte des. Exact. Eu mă duc sunt cei mai vizitați super des. Mei. Mai bine să previi decât să tratezi. Eu asta gândesc. Cifrele Eurostat arată că în 2021, în România, numărul mediu de consultații pe locuitor a fost de 4,9, în creștere ușoară față de anul în care a izbucnit pandemia COVID, dar sub nivelului 2019. Vedem că multă lume, mare parte din populație este susceptibilă la diverse mituri care nu au de a face cu medicina, cu știința. Ar trebui să ne preocupe ca sistem de sănătate să investim mai mult în educația pentru sănătatea populației. Țările din Europa
unde oamenii merg cel mai des la medic sunt Slovacia, Germania și Ungaria. La polul opus se situează Portugalia, Grecia și Suedia. Țara nordică stă cel mai rău, cu puțin peste 2 consultații pe an. Programările care le luăm, deci, nu se dau imediat. Nu putem să le obținem. Deci la 2-3 luni cam așa le obținem. Sunt asistentă, dar merg de câte ori e nevoie. Sunt și cazuri de oameni care vin prea des? Din păcate sunt și... Știți, poate și teama că vor face o boală foarte gravă, că nu li se acordă suficientă atenție și asta poate să fie un motiv. Un studiu Ipsos realizat arată că doar 46% dintre români consideră că primesc cel mai bun tratament în țară. Sunt foarte dezamăgită de tot ce se întâmplă, de numai bolnav să nu fii în țara asta. Deci dacă ai bani să mergi în alte țări să-ți vezi de sănătate, dar aici în România poți să mori cu zil. Aveți încredere în sistemul medical din România? În sistem nu. Dar sunt unii oameni în sistem care merită tot respectul nostru. Am întâlnit oameni și în acest sistem. Sistemul trebuie lucrat mult la el. Când ești încolțit, ai încredere. Așa, din partea mea, să zic, poate 70%. Un alt raport publicat recent de Eurostat arată că în privința numărului de medici, România e pe locul 19 în Uniunea Europeană, adică spre coada clasamentului. În 2021 aveam în jur de 69.000 de medici, arată datele INS, adică 360 de doctori la 100.000 de locuitori. Un factor care i-a determinat să plece din România, și aici vorbim despre nepotism și mica corupție. În momentul în care... Știi că mergi la un concurs, ești cel mai pregătit, dar în momentul în care se afișează rezultatele, postul este de fapt al fiului sau fiicei. Acesta este un factor care descurajează foarte mult. Germania este țara din Europa cu cei mai mulți doctori, 377.000. O nouă televiziune face parte acum din grupul Clever, e vorba de Medica TV, este singura televiziune medicală din România. În fiecare seară, de luni până joi, de la ora 20, jurnalista Eugenia Farfecă, e colega noastră, va aduce în casă emisiunea Sistemul Medical. În cadrul acestui talk show vor fi invitați decidenți din sistemul de sănătate, medici și, bineînțeles, reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. Eugenia, bine te-am găsit! Explică care este demersul pe care tu îl urmărești cu această emisiune. Bun găsit, Daniel, bun găsit, doamnelor și domnilor. Am început deja, Daniel, știi cum povesteam în redacție, avem deja 4 ediții făcute. Este de luni până joi, așa cum ai spus și tu, de la orele 20, suntem în direct timp de o oră. Vin specialiști care ne explică ce se întâmplă în sistemul de sănătate la zi, deci aducem cele mai importante știri din sănătate și încercăm să le comentăm și nu numai că le comentăm, încercăm să identificăm împreună cu cei care vin în emisiune soluții. Că știi cum este, Daniel, vorbim despre probleme, vorbim, însă trebuie punctate cumva și câteva soluții pe care le pot adopta cei care sunt în stare să ia decizii în acest sistem. Ascultam materialul de mai devreme, Daniel, ai auzit cu cifrele acelea din Europa, cu medicii. Da. Germania, nu, iată, cei mai mulți medici acolo, nu prea stăm bine nici la capitolul ăsta, ne pleacă medicii și să știi că nu mai sunt salariile motivul principal pentru care pleacă. Vor o atmosferă foarte bună de lucru, vor respect și din partea pacienților, acces la aparatură medicală, da, de ultimă generație, corectitudine în sistem, deci s-au făcut progrese din punctul de vedere al salariilor, iar noi la sistemul medical încercăm să vorbim și despre aceste aspecte. Și ai văzut că era încă un aspect interesant legat de faptul că mergem foarte rar la medic și nu prea stăm bine din acest punct de vedere nici la capitolul educație medicală, spuneau ei, alfabetizare în zona asta de educație medicală. Și uite că îmi place să vorbesc și despre emisiunea colegei și prietenei mele, Simona Bălănescu, este înainte de mine, de la ora 6 la ora 8 și aduce specialiștii din diferite domenii care să vorbească despre boli, despre prevenție, la surse avizate, de la care să învățăm ceea ce este de făcut. Și e mare lucru, pentru că ai văzut, da, suntem foarte mult amatori de Dr. Google, întrebăm poate unde nu trebuie, ne luăm informația de unde nu trebuie și atunci o sursă ca asta, așa avizată, direct, da, ne e de mare ajutor. Eugenia, mă gândeam la următorul lucru și anume că foarte mulți dintre invitații care trec și pe la Prima și pe la Prima News vorbesc despre un lucru absolut normal și firesc și anume, hai să punem presiune
cu ajutorul specialiștilor, de așa natură ca presiunea publică să se transforme după aceea în niște soluții, niște soluții viabile, care să se simtă și să fie resimțite de către pacientul care ajunge, din păcate, să aibă nevoie de sistemul medical. Dar dacă tot ajunge, să se bucure asta de un... Asta este normalitatea. Exact. Daniel, pentru că așteptăm la presiunea publică să se întâmple, dar iată niște cazuri cutremurătoare, pentru că noi am deschis sistemul medical vrând nevrând cu tragedia de la Crevedia. Deci asta a fost principalul eveniment tragic major cu care noi am deschis și am ținut mai multe ediții. Am văzut cazurile din maternități, Vest Botoșani, Satu Mare, deși s-a întâmplat la Urziceni cu acea gavriduță care a născut pe trotuar. Și astea sunt numai cazuri așa, la o primă strigare, însă mai sunt cazuri în sistemul de sănătate, le documentăm și noi. Și atunci ne întrebăm, așteptăm să vedem public astfel de cazuri pentru ca cei care au puterea să decidă să schimbe lucrurile sau ar trebui cumva să se uite ei mai atent din direcția lor și să vadă ce ar trebui făcut la nivel de prevenție să nu mai aibă loc astfel de cazuri. Exact, sau să mă gândesc în felul următor, că tu cu emisiunea ta și cu demersul tău pui presiune și atunci ar trebui să zicem că se declanșează un control la spitalul din Uzicem. S-a și declanșat, de altfel s-au întâmplat acolo niște schimbări. Dar pe mine m-ar interesa și nu cred că sunt singurul în această situație, ca să se treacă dincolo de acest lucru, să se găsească nu numai noul manager, ci și o reorganizare, o regândire și o schimbare atât de puternică la nivelul acelui spital și poate și în general în sistem, ca astfel de cazuri să nu se mai întâmple. Așteptăm de 8 ani să se întâmple ceva cu spital, cu mari arși, cu camerele respective. Ai văzut că a trebuit să se întâmple... Tocmai. Doamne ferește, tragedia de la Crevedia, să ne aducem aminte din nou că nu avem construit încă un centru de mari arși în România și este o promisiune de foarte mulți ani că încă ne trimitem pacienții în străinătate pentru tratament și vindecare, ceea ce este deocamdată absolut normal. Dar vedem totuși că s-au făcut progrese la nivel de procedură, da, de întrunirea rapidă a acelei comisii care decide foarte repede și trimite pacienții în străinătate, așa cum s-a întâmplat la Crevedia, chiar în aceeași noapte în care s-a întâmplat nenorocirea asta. Promisiuni de mai bine sunt. Uite, noul manager de la Botoșani a început deja să schimbe. A discutat cu toți medicii la nivel de respectarea protocoalelor, astfel încât gravidele care vin să nască în maternitate de acolo să nu aștepte, să primească îngrijire de calitate, să fie îngrijite de medicul de gardă, așa cum nu s-a întâmplat din păcate la Botoșani. Dar toate sunt în urma mediatizării puternice a acestor cazuri deosebit de grave în sistem. Deci cumva și asta cred că este foarte important și benefic până la urmă, că și noi prin presiunea aceasta, prin discuțiile intense pe care le avem, da, exact cum ai spus și tu, punem presiune să se schimbe lucrurile, să se schimbe legile și cei care au decizii să miște lucrurile mai repede. Spunea profesorul Enescu, banii au venit foarte, foarte greu pentru centrul acela de la centrul de mari arși de la Spitalul Gheorghe Alexandrescu. Îi așteptăm. Dacă în 2017 s-a anunțat că vom avea un centru de mari arși, iată, prima casma se va da abia acum la începutul lui septembrie. Și am întrebat care ar fi un lucru pe care vi-l doriți pe profesorul Enescu pentru România de mâine. Să ne mișcăm mai repede. Noi, la capitolul ăsta de birocrație, de decizii luate foarte greu, de bani absorbiți de la marii reformuri europene, întotdeauna am stat mai prost și anii ăștia pierduți în sistemul de sănătate și nu numai, poate s-au tradus și sigur s-au tradus prin vieți pierdute, prin pacienți care n-au ajuns repede la tratamentele de care aveau nevoie, iar lucrurile acestea pot continua la infinit, așa cum spui și tu. Vorbeai despre și vei vorbi cu agențiile de pacienți. Asta înseamnă că mai devreme sau mai târziu ei vor veni către tine și vor spune că au, de exemplu, probleme cu aprovizionarea cu anumite categorii de medicamente, care în continuare, în România anului 2023, sunt luate de peste hotare, adunse de diversi cumpărate de diverse locuri sau, în egală măsură, un acces mult prea liber, de exemplu, la antibiotice, unde știm foarte bine că se face un exces nefericit. Cred că ăsta este absolut un alt subiect extrem de delicat. Vom vorbi cu asociațiile de pacienți, chiar ne-am propus și am trecut pe lista. Subiectele sunt atât de multe și atât de arzătoare de la zi, încât trebuie cumva să prioritizăm. Întotdeauna vom prioritiza în funcție de interesul pacientului. Și vreau să spun, uite, că, de exemplu, pentru pacienții cu epilepsie sunt în mare greutate acum, pentru că nu găsesc mai multe medicamente esențiale pentru boala lor. Și îmi povestea doamna dr. Ioana Mândruță de la Universitar, ajung în stare foarte gravă, ajung de trebuie să intre în ATI, pentru că ei nu au acces la medicamente, la cele esențiale care le țin acele crize sub control. De la managerul de la IOB, de la Institutul Oncologic din București, am aflat că lipsesc anumite medicamente esențiale. Într-adevăr, se fac eforturi ca acestea să fie aduse.
Dar este legea aia a clubecului pe care o cunoști și tu foarte bine, care spune că, ok, aduce medicamente ieftine și de asta pentru mari producători, ele nu au interes din acesta de a face profit. Atunci trebuie să umblăm și la legislație. Și știu că Ministerul Sănătății chiar are un proiect în acest sens, care va fi gata în curând, astfel încât să fie accesul mai mare la medicamente, la medicamente esențiale pentru viața oamenilor. Și da, vom vorbi și cu pacienții cu boli rare, cu pacienții cu cancer, cu pacienții cu epilepsie, iar lista poate continua la nesfârșit, pentru că realizând și trecându-le pe hârtie, îmi pare rău să spun că aproape că nu există categorie de pacienți care să nu se confrunte la ora actuală cu diferite probleme, fie că vorbim de lipsa de medicamente, de acces la servicii medicale sau lucruri de genul acesta. Și mai e o chestiune la care mă gândeam pe măsură ce te ascultam, că nouă ne lipsește oarecare normalitate în a înțelege cum trebuie să abordăm problemele atunci când ele apar în viața noastră. De cele mai multe ori ne urcăm în mașină pentru că ne gândim că nu vine îndeajuns de repede ambulanța la care am sunat și ne ducem către camera de gardă. Absolut. Păi camera de gardă în ziua de astăzi este și serviciul social, nu, și, și supraaglomerată. Este așa un loc în care medicii nu știu cum să se mai împartă. Vin cazuri grave, cazuri prioritare, accidente majore, accidente rutiere, oameni care au diferite tipuri de crize și acelea sunt prioritățile pentru ei. Vin oameni care au nevoie urgentă de ajutor și pentru că se supraîncarcă aceste camere de gardă, medicii și așa fiind puțin, știi că avem deficit foarte mare la medicină de urgență, la ATI și nu numai pe aceste ramuri, nu știu cum să se împartă. Deci, ok, sunt luate acele cazuri grave care au nevoie imediată de ajutor, întotdeauna s-a întâmplat așa în gardă, dar vin oameni acolo care poate ar fi trebuit să ajungă întâi la medicul de familie, să sune medicul de familie, să stabilească cu el o consultație, o întâlnire, poate să ia un sfat la telefon despre ceea ce ar trebui să facă, să ia o trimitere către medicul specialist și nu să meargă la unitățile de primiri urgente, pentru că acolo trebuie cu adevărat, așa cum se întâmplă și în străinătate, să ajungă în cele cazuri cu adevărat grave, prioritare, de care medicii trebuie să se ocupe imediat. Așa este. Bun, deci în condițiile astea tu intri într-o conjunctură foarte specială cu această emisiune, a intrat deja de altfel. Deci, dacă ar fi să te întreb în 30 de secunde, care este speranța ta primordială cu această emisiune? Ce vrei să schimbi? Ce speri să schimbi? Nivelul de conștientizare în sistemul de sănătate. Emisiunea se numește Sistemul Medical. Cu problemele lui, cu hibele lui, cu lucrurile lui bune, să nu uităm că avem în România medici absolut excepționali. Repet, nivelul de conștientizare. Lucrurile vor ajunge mult mai ușor și la urechile autorităților. Noi avem și site-ul acesta, agenția News.ro, unde ținem pagina de sănătate și acolo suntem foarte preluați cu știrile de la medica și de acolo pleacă mai departe și sunt foarte ușor făcute vizibil, astfel încât cei îndrituiți să ia decizii și să facă deja, poate să se miște mai repede, să ne asculte și pe noi, să sesizăm anumite probleme care ard. Nu odată mi s-a întâmplat ca autoritățile să schimbe ceva în bine sistemul de sănătate, văzând că noi am sesizat anumite probleme din sistem. Deci noi ne rezumăm la un talk show medical în care toată lumea vine și spune părerea, încercăm și punem pe listă să vedem ce ar trebui făcut în perioada imediat următoare. E vorba de noi ca pacienți sau ca viitor pacienți fiecare dintre. Am un singur lucru de zis ca să închid această discuție. Eugenia, Doamne ajută! Doamne ajută să facem lucruri bune pentru oameni. Asta îmi propun. Așa e. Baftă! Mulțumim frumos asemenea și ție, Eugenia. Doamnelor și domnilor, de vineri a început programul Litoralul pentru Toți. Asta ca să ne mai relaxăm puțin, pentru că aici vorbim de pachete care sunt cu 70% mai ieftine în comparație cu tarifele din vârf de sezon. Ați auzit bine? 70%. La final însă hotelierii și agențiile de turism, totuși atunci când trag linie, spune că vara totuși e mai slabă decât cea de anul trecut. La început de toamnă, turiștii care mai vin la mare sunt cei cu mai puțini bani, care aleg programele de reduceri masive la cazare, cum ar fi Litoralul pentru Toți. Foarte rar mai sunt familii care vin toamna de dragul anotimpului. Noi oricum am venit prin Litoralul pentru Toți, tot așa să economisim niște bani. Am venit înainte de ieftiniri, deci biletul l-am luat mai din timp. Afaceriștii de pe Litoral nu sunt deloc mulțumiți de cum a decurs această vară. Cu toții spun că a fost un sezon mult mai slab față de anii anteriori. De departe, scăderea puterii de cumpărare a fost motivul principal pentru care turiștii au tăiat vacanțele de pe listă ori le-au scurtat drastic. S-a văzut în numărul de nopți plătite la hotel. A căzut durata sejurului. Era obișnuit la mare cu un sejur mediu de 4-5 zile. Nu mai vorbesc de 7 zile. Deci hotelele se bucură că mai au turiști de 7 zile, dar nu mai au. Se pare că a scăzut undeva la 3 zile. 3 zile care este la limita rentabilității. De când lucrez eu de 50 de ani,
pe litoral, iulie și august, eu aveam 90-95%, dacă nu 100%. Anul ăsta nu am depășit niciodată 80%. Scăderea numărului de turiști s-a observat cel mai bine pe nisip la închirierea de umbrele și șezlonguri. Încasările operatorilor de plaje s-au diminuat drastic. Vara asta a fost puțin mai slabă ca vara trecută. Nu a fost un flux foarte mare de turiști cum a fost în alți ani. Cu toate că prețurile au scăzut la parcare, șezlongurile au fost la fel ca anul trecut. Eforia a fost însă stațiunea vedeta verii, care tocmai s-a încheiat. Plajele au fost pline, iar la hoteluri și la pensiuni cu greu s-au găsit camere de închiriat. Chiar și așa, turiștii nu au fost cheltuitori din calea afară, iar încasările n-au fost mari. Lucrurile au stat ceva mai bine la Costinești, unde în weekendurile cele mai aglomerate au fost 50.000 de oameni. Cine a pierdut? Mamaia și Mamaia Nord, adică plajele spre Năvodari, unde s-au construit ansambluri rezidențiale de lux. Agențiile de turism au contabilizat constant pierderi. Ceea ce este o premieră, nu s-a mai întâmplat de foarte mulți ani, să avem scăderi ale vacanțelor și numărului de turiști în România și în destinații externe simultan. Un milion de turiști a avut litoralul anul acesta, conform celor mai optimiste estimări. Și acum vă propun să luăm o scurtă pauză, dar în câteva minute ne revedem cu o nouă oră de bineînțeles. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Bineînțeles. Urmează o nouă oră plină de informații, muzică și film. Și nu uităm nici de sport. Rămâneți așadar alături de noi, pentru că aveți ce afla și înțelege bine. Brânzeturi scăldate în fel și fel de mirodenii, cu nuci, ori chiar cu vin. Deși pare o delicatesă din meniul unui restaurant de lux din Franța, nu e tocmai așa. E ceea ce face un român într-un sat din județul Mureș. Brânza de cund, devenită un brand, este în topul preferințelor celor care ajung în zonă. Ideea îi aparține unui localnic care de la zero a construit un atelier de manufactură a brânzeturilor. Urmăriți așadar un material, un nou material al campaniei Susținem România, Mănâncă Românești. Suntem în Cund, județul Mureș. Nu departe de intrarea în sat găsim această casă, pe care un localnic a transformat-o în urmă cu câțiva ani într-un atelier în care face brânzeturi. Și nu orice fel, ci unele rafinate, făcute după rețete franțuzești, elvețiene sau austriece. Povestea acestui atelier începe în 2016. Ișvan a preluat ferma de vaci a părinților, iar din laptele proaspăt a început apoi să facă fel și fel de bunătăți. Avem un efectiv de 40 de vaci cu lapte, avem un graj care este deschis ca să fie aer curat pentru animale, pune mare accent pe libertatea lor și pe furajarea lor. Ișvan a investit inițial 25.000 de euro în afacerea lui. Până să-și deschidă atelierul, a fost educator și a lucrat timp de 11 ani cu copiii cu probleme sociale în Germania. Ideea acestei afaceri de nișă s-a născut din dorința de a avea și în România produse de calitate, așa cum găsim, spre exemplu, în restaurantele din străinătate. Românii tot mai mult se uită la ce mănâncă, își doresc să aibă produse de calitate pe masă și și cunosc diferențele între un produs industrial și un produs manufacturier. A fost greu să intri pe aceeași piață, pentru că, într-adevăr, produsul nostru este mai scump decât un produs industrial. Din fermă ajungem și în atelier. Găsim aici brânzeturile, care stau aliniate pe stelaje din fag. Procesul de fabricație se face cu mare atenție. Aici avem laptele proaspăt de azi dimineață și laptele de azi seară. Am adăugat culturile, cheagul și acum așteptăm să aibă loc coagularea laptelui. Camembertul este o brânză moale cu mucegaie nobilare, care se produce în Normandia, în Franța. Au deja aproape 3 săptămâni, sunt deja aproape gata aceste produse și pot merge la consumat. Pentru unele sortimente, maturarea durează chiar și câteva luni. Brânzeturile cu mirodenii, nuci sau chiar vin sunt cele mai căutate. Ne aflăm aici în pivnița de maturare a manufacturii de brânză, brânza natur, care este fără niciun fel de ingredient plus față de lapte, și brânzeturi cu diverse mirodenii, cu fetească neagră, cu chili, cu ciocolată, cu nuci. Produsele noastre se fabrică după rețete și procedeul de fabricație din albii francezi și elvețieni și austrieci. Aici avem o roată de brânză de circa 12 kg, care pe parcursul maturării va pierde din greutate undeva la 1 kg, 1 kg.
jumate. De aici brânzeturile ajung direct la clienți pentru cei care vin la atelierul de manufactură, fie se vând mai departe la târgurile de profil sau în magazinele de nișă. Oamenii au inclusiv posibilitatea de a gusta înainte să le cumpere. Pentru că cererea a fost mare, Ișvan a început să colaboreze și cu câteva restaurante din zonă. Un camembert pane și un camembert cu usturoi, rozmarin și cu dulceață de fructe de pădure. Ideea de a mânca și la noi în țară preparate rafinate ca în străinătate i-a încântat pe mulți dintre români. Brânza neagră este cea mai comandată delicatesă. Negru se mai produce în Japonia și Argentina cu cerneală de sepie. Ișvan face camembertul cu cărbune activ. Folosim foarte mult din produsele locale și încercăm foarte mult să ajutăm pe cei din regiunea noastră. Brânza de la Cund, devenit acum un brand, este făcută doar din ingrediente 100% naturale, lucru care încântă și mai mult pe cumpărători. Ca să susținem producătorii români, trebuie așadar să mâncăm românești. Doar două zile ne mai despart de debutul celei de-a doua ediție a festivalului Muzica în filmul românesc. Evenimentul este organizat de Ceramus Câmpul Lung în colaborare cu Cine Maraton, Dacin Sara și Centrul Național al Cinematografiei. 4 zile va dura festivalul și va cuprinde proiecții de film, recitaluri, lansări de carte, dar și sesiuni de întrebări și răspunsuri. Printre invitați se numără nume mari ale cinematografiei și am să-i număr doar câteva. Florin Piersic, Valentin Teodosiu, Nae Caranfil, Tora Vasilescu, Dorel Vișan, Ileana Popovici, Horațiu Mălăele. Vă spun doar câteva. Festivalul se va bucura și de prezența a principelui Nicolae, iar moderatoarea evenimentelor va fi doamna Manuela Cernatie, scenaristă și profesoară de istoria teatrului și filmului. De altfel este chiar acum cu noi direct prin telefon. Sărut, mile, doamnă, bine ați venit! Da, bună ziua, mă bucur mult să mă adresez telespectatorilor dumneavoastră și să invit să vină la Câmpul Lung, la Ceramus, pentru că este un festival absolut fermecător care reușește să adune în doar 4 zile realmente elita cinematografiei românești, filme de toate genurile și regizori din toate generațiile, inclusiv două capodopere clasice ale filmului românesc. E vorba de mediumetrajul Țara Morților, realizat de Paul Călinescu la începutul anilor 40, și de scurtmetrajul Energica al lui Ion Popescu Gopo, care cu verba lui obișnuită și cu spiritul lui anticipator vorbea despre criza energiei la începutul anilor 70. Este o întâlnire magică, aș spune eu, într-un loc magic, pentru că proprietarul fabricii de cărămizi, domnul Mirea, este un mecena, un mare iubitor al filmului și al poeziei și al literaturii și reușește, iată, deja la a doua ediție, să adune acolo, la Ceramus, oameni care iubesc filmul românesc și care iubesc cultura. E foarte important în acest moment să ne rupem puțin de rețele de socializare și să privim pe marele ecran. Fix în această notă este și întrebarea pe care vreau să vă adresez. Care este publicul pe care dumneavoastră îl țintiți cu acest festival? În primul rând este publicul din Câmpul Lung și din zona, din acea regiune, una dintre cele mai frumoase din România, un public avid de cultură, dornic să se întâlnească cu personalități ale filmului și istoriei contemporane. Deci aici aș menționa prilejul de a se întâlni cu principele Nicolae, care va fi prezent la proiecția filmului realizat de Marilena Rotaru cu ani în urmă, Nihil Sine Deo, unul dintre punctele, zic eu, majore ale acestui program de la a doua ediție a festivalului de la Ceramus. Și când spuneți proiecții, vă referiți că acestea vor fi făcute acolo la Ceramus, exact, la fabrica, sau și în alte puncte din oraș?
Nu. Acolo, la Ceramus, unde e foarte aproape de câmpul, nu? La 2 km, deci este foarte ușor pentru locuitori să vină acolo. Este un spațiu de proiecție perfect amenajat și, repet, cineaștii vin cu multă dragoste. Dacă Florin Piersic vine tocmai de la Cluj, la Câmpul Lung, ca să se întâlnească cu publicul de acolo, vă dați seama că este un festival realmente important. V-am întrebat pentru că acum e refăcut și bulevardul Mercier, acolo în Câmpul Lung. Piața din fața primăriei arată foarte bine și ar putea fi potrivită pentru astfel de evenimente culturale și cumva în această idee am și adresat întrebarea de mai devreme. Poate că la edițiile viitoare, și aici aș vrea să o amintesc și pe una dintre organizatoare, Carmen Bârloiu, care locuiește în Câmpul Lung și este și una dintre moderatoarele festivalului alături de mine, poate că și ea va juca un rol important în extinderea festivalului de la Ceramus spre centrul orașului Câmpul Lung, care într-adevăr trăiește o renaștere, aș spune eu, din toate punctele de vedere. Și să nu uităm că are o tradiție istorică, atât de multe evenimente istorice s-au întâmplat acolo, atâtea monumente găzduiește Câmpul Lung. Bun, ce există atâtea zile la dispoziția celor care iubesc filmul și iubesc și filmul românesc mai presus de orice, care este desfășurarea, dacă vreți, pe parcursul unei zile? Care e modalitatea prin care veți oferi atât filme cât și sesiunile de întrebări și răspunsuri, de exemplu? În primul rând că trebuie să fim foarte fit din punct de vedere fizic și emoțional, pentru că practic vom fi permanent în scenă, începând de la ora prânzului până spre miezul nopții, pentru că este o agendă extrem de densă, întâlniri cu multe personalități, cu multe filme din genuri diverse. Ne gândim, de pildă, că Iura Lâncașu își prezintă ultimului film, să ne gândim că Horatiu Mălăiene vine cu ultimul film, Constantin Baeni își aduce un documentar de acum câțiva ani, o monografie a Teatrului Național din București. Deci sunt lansări de carte, sunt recitaluri de poezie, sunt recitaluri de muzică. Este realmente atât de bogat programul încât cineva din Câmpul Lung care vine la prânz cred că nu va mai fi tentat să plece până la miezul nopții. Bun, și atunci, eu nu sunt din Câmpul Lung, știu că pot face 2 ore, poate 2 ore și jumătate, dacă am nefericitul ghinion pe Iulu Maniu să ies din București, dar unde și cum mă interesez de toate aceste evenimente minunate care vor avea loc acolo? În primul rând că festivalul și-a făcut promoție și pe Facebook și este de ajuns să dați pe Waze să scrieți Ceramus sau Bucea de Jos și veți fi adus fix până în poarta festivalului, care se desfășoară, cum vă spun, într-un spațiu magic. Este un loc de o frumusețe peisagistică unică, cu lacuri, cu nufe, cu grădini minunate și un spațiu de proiect adăpostit de un cort uriaș, pentru ca acolo să poată fi proiectate și filme în timpul zilei. Și acum o să vă adresez... Și acum o să vă adresez cea mai grea întrebare dintre toate. Eu am enumerat aici o listă de nume mari și uriașe, până la urmă, numele. Aș vrea să vă întreb, care credeți că va fi totuși vârful acestui festival? Care dintre invitați va reprezenta vârful acestui festival? Sau care dintre elementele, proiecțiile de film? E o întrebare foarte grea. E și cum, ca și cum ați întreba cine îmi place mai mult, Mozart sau Beethoven? E special am adresat-o, vă dați seama. Da. Eu cred că, deopotrivă, întâlnirile cu Florin Piersic sau cu Horatiu Mălăiele vor umple la refuz spațiul de proiecție și de întâlnire cu publicul de acolo. După cum cred că întâlnirea cu capodopere ale filmului clasic, precum Țara Moților
sau energica a lui Ion Popescu Gobo, a cărui centenar l-am sărbătorit anul acesta, sunt momente de maxim interes și de emoție, aș spune eu. Deci vă rog, nu mă puneți să aleg între Florin Piersic și Mălăiele, pentru că iubesc pe amândoi încă din adolescență. Am înțeles, nu o să fac acest lucru. Vă mulțumesc foarte frumos pentru intervenție, doamna Cernat. Îmi dau seama că va fi într-adevăr o chestiune deosebită și sper ca toată lumea, nu numai din Câmpul Lung, cât mai multă lume să se bucure de festivalul pe care îl organizați acolo. Iată a doua ediție a festivalului Muzica în Filmul Românesc, Ceramus, la Câmpul Lung. Toate bune, doamnă! Bun, mergem un pic mai departe, un pic pentru că vorbim despre niște rochii. Trei dintre rochiile purtate de prințesa Diana vor fi scoase la licitație în Los Angeles. Piesa principală e o ținută pe care Lady Di a purtat-o în 1991, în timpul unei premiere cinematografice. Asta ca să vedeți legătura cu materialul de mai devreme. Rochia de colecție este scoasă la licitație pentru aproximativ, prețul de început, atenție, este de $400.000. Cele trei rochii scoase la vânzare la Los Angeles au fost adjudecate de către o americancă la o licitație cu scopuri caritabile organizată de prințesa Diana. Of course, Princess Diana had an auction 2 months before she passed away in 1997, where she auctioned over 70 of her gowns for her charities. These three dresses were included in that auction, bought by a lady, Ellen Petho, from Michigan, who passed away this year, and now they have come to the auction. So this is the first time we're seeing them since 1997. Piesa principală este o ținută pe care Lady Di a purtat-o în 1991, în timpul unei premiere cinematografice. Casa de licitații speră că va obține pe ea aproximativ $400.000. Alături de ea sunt la vânzare alte două rochii, una de nuanța jadului pe care prințesa a purtat-o la un dineu în Toronto. Cealaltă este o rochie elegantă, albă cu dungi negre, din catifea. Sumele estimate pentru aceste două obiecte vestimentare sunt între $80.000 și $200.000. Un banchier de 37 de ani din Torino a devenit erou național. Asta după ce a prins, în mod miraculos, un copil care a căzut de la etajul 5 al unei clădiri. Matia Aguții a povestit că totul s-a întâmplat în timp ce el și prietena lui mergeau să cumpere pâine în centrul orașului. Atunci a auzit strigătul de ajutor al unui bărbat și a văzut o fetiță care stătea plecată peste balustrada balconului. A încercat să-i atragă atenția să nu se cațere în afara balconului, însă aceasta nu l-a auzit, așa că i-a calculat traiectoria și a stat în locul unde s-a gândit că o să cadă. Atât copila de 3 ani, cât și salvatorul despre care fac vorbire au scăpat nevătămați. Cea mai mare căutare a presupusului monstru din Loch Ness a fost lansată. Înarmați cu tehnologie de ultimă generație, peste 200 de vânători și voluntari s-au adunat în Scoția pentru a desluși misterul vechi de mii de ani. După două zile, finalul a fost fix, ca până acum. Exploratorii, fără pradă, monstrul, dacă există, de negăsit. Drone echipate cu scanere termice, bărci dotate cu camere, cu infraroșu și hidrofane. Vânătorii monstrului nu au precupețit niciun efort pentru a dezlega misterul care captivează de generații întreaga lume. Așadar, dacă monstrul din Loch Ness există, nu se va mai putea ascunde prea mult timp. Cercetătorii și voluntarii veniți din toată lumea în nordul Scoției au explorat lacul de pe mal și din bărci, în speranța că monstrul își va face apariția. Din păcate, nici anul acesta n-a observat nimic neobișnuit. La un moment dat, participanții au detectat mai multe semnale acustice neobișnuite și au fost extrem de încântați, dar mai târziu și-au dat seama că s-au înșelat. He ran to go make sure that the recorder was on, and it wasn't plugged in. Unfortunately, no, not today. The waves were really choppy. The rain was really coming down and there were a lot of boats on the water. Specialiștii au sperat să găsească totuși noi bacterii în apă, dar și să înțeleagă felul în care anumite specii au afectat ecosistemul lacului. De-a lungul anilor, oamenii de știință și amatorii au încercat să găsească dovezi ale prezenței unui pește uriaș în adâncurile lacului, în timp ce alții au sugerat că monstrul ar putea fi o reptilă marină preistorică. Prima înregistrare scrisă a creaturii datează din anul 565 după Hristos,
într-o biografie a călugărului irlandez Sfântul Columb. Însă, prima observare modernă a lui Nessie a fost raportată într-un ziar local în mai 1933. Atunci, ziarul britanic The Daily Mail a recrutat un vânător de animale mari din Africa de Sud pentru a localiza creatura. Acesta a găsit urme mari de pași despre care credea că aparținea unui animal de aproximativ 6 metri în lungime. Why? Maybe I just recently saw a movie or I had read something, but I chose Loch Ness Monster as my essay assignment and I thought, oh, 20 years later, it comes full circle, so I might as well come and join the hunt since I heard it was happening. Cea mai mare căutare a avut loc în 1972, fără niciun rezultat însă. A urmat apoi în 1987 și 2018. Cercetătorii au făcut atunci un studiu ADN în Loch Ness pentru a vedea ce organisme trăiesc în apele lacului. Nimic nu a fost găsit vreodată, cu excepția a numeroși țipari. Monstrul aduce însă, prin turism, milioane de lire sterline economiei scoțiene, iar localnicii fac orice pentru a păstra această legendă vie. A început cel mai vechi festival de film din Europa. Anul acesta, festivalul de la Veneția este umbrit însă de greva scenariștilor și actorilor de la Hollywood. Cea de-a 80-a ediție a festivalului s-a deschis cu filmul italian de acțiune Comandante, care a înlocuit filmul propus inițial, Challengers, un lungmetraj cu Zendaya în rolul principal. Filmul nu a putut fi promovat la Veneția, asta din cauza grevelor despre care vă spuneam, care se petrec la Hollywood. Dichiariamo ufficialmente aperta aperta la ottantesima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica della biennale di Venezia. În cadrul ceremoniei, regizoarea italiană Liliana Cavani, în vârstă de 90 de ani, a fost recompensată cu Leul de Aur pentru întreaga carieră. Sono la prima persona donna che riceve questo premio. Ecco, io trovo come non è del tutto giusto. În deschiderea festivalului a fost proiectată pelicula Comandante a regizorului italian Eduardo De Angelis. Filmul relatează întâmplările prin care trece un comandant de submarin italian din cel de-al doilea război mondial, care ia o decizie îndrăzneață în timp ce se află în Oceanul Atlantic. Comandante este unul dintre cele 23 de filme care concurează pentru principalul premiu al festivalului Leul de Aur, care va fi decernat la data de 9 septembrie. La Veneția sunt adeseori lansați mari favoriți pentru Oscaruri, iar 8 dintre ultimele 11 premii Oscar pentru regie au revenit unor cineaști ale căror filme și-au făcut debutul la acest festival, inclusiv La La Land în 2016. Și trecem și la sport. A fost o săptămână intensă, cel puțin în fotbalul românesc. Discutăm despre cele mai importante meciuri ale etapei și alături de mine este Cosmin Băleanu. Te salut, bine ai venit! Salut, ziua bună! Nu știu dacă a fost ziua bună pentru Dinamo, pentru că în trecerea sportivă pe care a avut-o cu Rapid a ieșit destul de șifonat, așa erau titlurile, că s-a jucat vineri, Rapid-Dinamo 4-0. Da, mai șifonată decât a ieșit în meciul ăsta, n-a ieșit niciodată în acest campionat. A fost cea mai drastică înfrângere, cel mai categoric eșec, cum vrei să spui. Într-adevăr, a fost o seară, hai să nu zicem de coșmar, că poate fi și mai rău, dar a fost o seară tare rea, din punctul ăsta de vedere, până la urmă, pentru că s-a terminat cu diferența asta foarte mare de scor, da? Până la urmă, ăsta era calculul hârtiei, nu neapărat ca scor de 4-0, dar Rapid era favorită, este astăzi echipa mai bună, echipa fără probleme, probleme pe care le-a avut și Rapid, așa cum are Dinamo. Astăzi chiar mai rău a fost Rapid, dar Dinamo în momentul ăsta e clar că nu e o echipă care să facă față acestor formații puternice. Drept dovadă, în acest campionat a și pierdut toate meciurile astea cu Craiova, cu FCSB, cu Șepși sau Rapid. Și cred că până la urmă pentru Dinamo important este că nu pierde meciuri cu formații gen, eu știu, Petrolul și alte echipe din categoria lor voluntari, că acolo e lupta lui Dinamo. Dar eșecul, prin proporțiile scorului, evident că este neplăcut măcar așa din punct de vedere moral pentru Dinamo. Ai menționat Craiova. A avut o întâlnire de asemenea cu FCSB. Cum a fost povestea de sâmbătă seara dintre cele două?
Cum Craiova, ți s-a părut? Asta, avem două Craiove, mai joacă o Craiova astăzi cu Farul diseară. Craiova, Universitatea Craiova, cum să-i spun, că așa ne obligă justiția. Da, alt șoc acolo prin proporțiile scorului a fost 3-0 pentru FCSB și încă de la pauză. Acolo nu se aștepta nimeni la o asemenea diferență de scor. Chiar partida părea să se anunțe foarte echilibrată și ținând cont de faptul că de la FCSB lipseau 3 titulari, 3 jucători foarte importanți, cel puțin 3 să spunem. Și cu toate acestea, Craiova a făcut o partidă catastrofală. FCSB a jucat foarte bine. Nici nu știu că niciodată nu vom ști dacă o echipă joacă prost pentru că joacă cealaltă mult mai bine sau invers. Dar două lucruri sunt clare. FCSB a jucat bine și Craiova a jucat foarte prost. Și este un, cred că este cel mai prost meci pe care, cel mai slab meci pe care l-am văzut al Craiovei după foarte mult timp. Nu mi-aduc aminte să fi văzut ca joc, lăsând la parte scorul înregistrat. Și sunt două înfrângeri la rând pentru echipa lui Reghecamp. Lucrurile nu sunt bune. Vine pauza asta acum de două săptămâni pentru echipa, pentru meciurile naționale și nu intră cu moralul deloc bun în pauza asta. Dar e o pauză de două săptămâni în care lucrurile se mai pot regla în mod normal. Vom vedea. Și specificai că asta se întâmplă un alt joc al celeilalte Craiove. Aici cum arată lucrurile sau cum crezi că ar putea să arate lucrurile? Nu știe nimeni, pentru că acolo este echipa lui Adrian Mititelu și acolo este Adrian Mititelu și se poate întâmpla orice. În primul rând, n-are antrenor. Deci deja a schimbat de două ori antrenorul, dacă nu chiar de trei ori, că au luat un antrenor portughez undeva prin luna iulie. L-au ținut două săptămâni. Omul a plecat când a văzut despre ce e vorba, după două săptămâni. N-au antrenor în continuare, deși antrenorul este același, că acolo antrenorul este patronul echipei, lucruri pe care de altfel îl și recunoaște așa mai cu jumătate de gură. Hagi vine după eliminarea asta din cupele europene, un pic neplăcută, pentru că părea să fie totuși favorit într-o dublă după ce câștigase acasă meciul tur în sfârșit cu Helsinki. Nu le-a căzut bine. Au jucat multe meciuri, cred că este al 16-lea meci, 15-16 meciuri, este enorm pentru o echipă acum la începutul lunii septembrie să joace 15 meciuri, când eram noi copii pe vremuri și erau 18 echipe în campionat, erau 34 de meciuri toate. Ei bine, acum la începutul lunii septembrie Hagi și Farul au jucat deja 15 meciuri, asta poate conta, e o partidă echilibrată fără doar și poate, pentru că e clar, Craiova pare să aibă echipă mai bună decât rezultatele pe care le obține, decât punctele pe care le obține, dar n-are antrenor. Deci este o echipă care astăzi, în continuare, nu are antrenor în afară de patron. Bun. Și spuneai că sunt foarte multe meciuri, spuneai că urmează și o pauză. Pauza are legătură cu meciurile naționale. Acum, tot românul speră că în sfârșit se va întâmpla acel ceva pe care îl așteptăm de nici nu mai știu câți ani. Și urmează România-Israel, o să fie pe 9 septembrie, pe Prima TV. Acum, întrebarea la care tu, evident că n-ai răspuns, e care sunt șansele să fim pe locul 2 și să ne și calificăm după meciul ăsta? Măi, oameni buni, socoteala e puțin complicată, pentru că indiferent ce se întâmplă în meciurile astea două, sau mi-e greu să găsesc variantele prin care să știm că e albă sau neagră. Adică albă însemnând ce se întâmplă dacă vom câștiga ambele meciuri, da? Și asta este perfect. Nu înseamnă că suntem 100% calificați, dar am fi într-o mare proporție calificați. În schimb, dacă nu câștigăm măcar un meci din două, deci dacă nu luăm măcar 3 puncte, și ar fi bine ca punctele astea să fie cu Israelul, că e important care sunt punctele sau cu cine iei punctele astea, șansele noastre scad dramatic. Cred că meciul ăsta cu Israel, acum, în momentul ăsta, că noi mai avem de jucat și cu Israel în deplasare, dar în momentul ăsta, meciul ăsta cu Israel este, n-aș vrea să spun decisiv, că pe hârtie, calculul hârtiei, încă se mai joacă indiferent de rezultat, dar este extrem, extrem de important meciul ăsta cu Israel. Și din păcate echipa noastră nu arată deloc bine, pentru că nu avem jucători astăzi cu care să te duci în fața unei formații precum Israel și să pleci cu prima șansă, fie și jucând acasă pe Stadionul Național, poate cu 30-40, de ce nu 50.000 de spectatori săptămâna viitoare. Da, da. Nu avem prima șansă. Noi mereu vorbim în ultima vreme despre calculul hârtiei, de faptul că din păcate nu avem jucători. Dar pe de altă parte, chiar tu ai spus, avem nefirez de multe meciuri într-un început de campionat. Avem și pretenții în diverse competiții europene. Adică pare că premisele sunt bune. Am avea de unde să scoatem niște oameni cu care să ne luptăm, să ieșim în față. Teoretic, însă practic noi suntem subiectivi, că vrem ca România să câștige, că vrem ca echipele noastre să joace în cupele europene, dar asta nu scoate din calcul realitatea tristă, din păcate, pentru că ieri sau alaltă ieri, anunțat ieri,
la prânz a anunțat Eddie Iordănescu lotul și îți spun sincer, și dacă nu ești foarte priceput așa și te uiți, nu neapărat la numele jucătorilor care sunt convocați la echipa națională, ci echipele de la care vin, campionatele din care vin acești jucători, țările în care joacă acești jucători, îți dai seama că suntem, cu părere de rău o spun, cu mare părere de rău, că am prins și vremuri mai bune în lumea a treia. Păi, astăzi, dă câteva exemple, pentru că poate sunt oameni care înțeleg mai puțin cam cât de gravă e, cu ghilimele de rigoare. Saudită, să nu confundăm. Avem fotbaliști care joacă în Arabia Saudită, avem fotbaliști care joacă la echipe care se zbat la retrogradare. Avem un atacant pe Pușcaș, deci este convocat la echipa națională un atacant care n-a mai jucat de prin aprilie. De prin aprilie n-a jucat un meci de fotbal, niciun meci de fotbal. Și atunci ce înseamnă? Că Edi n-are de unde? Edi Iordănescu n-are de unde? Sau cumva e... Care este explicația? Pur și simplu, dacă le pui pe hârtie, nu are. În primul rând că cele mai importante echipe și cei mai importanți atacanți din campionatul României sunt străini. Deci toate echipele noastre de top, FCSB, Rapid, CFR Cluj, și Farul, dacă vrei, că l-are pe Rivaldinho, Craiova și așa mai departe, toate aceste echipe au atacantul ăsta, pe care îl știm noi de atâta timp, număr 9, străini. Deci n-ai ce să iei de la aceste echipe, sigur că mai ia, a plecat Alibec de asemenea, sigur că vine Alibec la echipa națională. Și atunci ajungem la acest Pușcaș de atâția ani, că avem de ales între Pușcaș și Pușcaș. Joacă, nu joacă Pușcaș la echipa lui de club și n-a mai jucat din primăvară, este convocat la echipa națională pentru că pur și simplu nu ai. Te uiți pe hârtie ca selecționer, fiind pui pe hârtie 3-4 jucători și nu ai ce să iei. Echipele noastre au foarte, foarte mulți jucători străini. E, atunci optimismul meu s-a dus undeva la fundul de la groapa Marianelor și stă acolo liniștit și o să se ridice. Dar Yanis Hagi e un alt exemplu de om care, din păcate, s-a accidentat, n-a putut să joace, dar e convocat, corect? Da, aici e de discutat, pentru că la precedentele acțiuni ale echipei naționale, Yanis Hagi nu a fost convocat și a ieșit un întreg scandal. Sigur, scandal pe care l-a provocat tatălui Yanis, Gheorghe Hagi. Selecționerul având totuși argumentul că Yanis jucase un meci, două în ultimul an calendaristic din cauza unei accidentări. A fost o întreagă polemică, trebuia să-l cheme pentru moral. Ei bine, acum Yanis n-a mai jucat, tot așa, are câteva meciuri jucate anul ăsta și suntem în septembrie, adică să ne înțelegem, suntem prin martie. El a jucat 2-3 meciuri anul ăsta și niciun meci întreg, dacă nu greșesc, oricum foarte puțin. S-a și transferat săptămâna trecută, s-a mutat în Spania, a apucat să debuteze, ieri a jucat vreo 10 minute, dacă nu greșesc, la Alaves. În Spania foarte probabil că va juca, dar nu era de convocat. Deci adevărul și realitatea, ținând cont de forma, De ceea ce traversează acest jucător X, Y, indiferent cum se numește el, nu era de convocat Yanis Hagi. Îmi pare rău să spun asta, nu are nicio vină băiatul, pentru că este clar că accidentarea, el a avut o accidentare care l-a ținut un an de zile în afara terenului. Asta nu e ușoară, să te țină un an de zile când el începuse să crească și luase contactul cu fotbalul occidental, să stai un an de zile în sala de gimnastică, în sala de recuperare, e cumplit. E clar că l-a adus acum pentru moral, poate pentru a nu se discuta, dar în mod normal, un fotbalist care ți-a jucat câteva meciuri în acest an, parcă nu e de convocat la echipa națională. Cu siguranță el a fost convocat la echipa națională și pentru a se evita un scandal, lucru pe care nu-l va recunoaște Edi Iordănescu, că na, așa stau lucrurile, și pentru că este Yanis Hagi. Și ca să ne apropiem de final, spuneai că e bine să obținem punctele astea cu Israel. Eu mai puțin cunoscător în ale fotbalului, să înțeleg de aici că Israelul e mai puțin periculos decât e Kosovo? Nu, Israelul e mai periculos decât Kosovo. Tocmai de-aia noi în mod normal, Elveția este o echipă care se va califica. Din această grupă, să înțeleagă lumea, se califică primele două. E clar că Elveția va fi prima. Chiar dacă am făcut noi egalul ăla în Elveția, în mod normal Elveția n-are cum să nu defileze în grupa asta. Și atunci noi ne luptăm cu Kosovo și cu Israel pentru poziția a doua. Echipa aia mai bună cu care ne luptăm noi, că am și jucat în Kosovo și am făcut egal, este Israel. N-am jucat cu Israel până acum. Vom juca două meciuri, primul aici și următorul undeva în toamnă, iarnă, în Israel. Noi cu Israel ne luptăm în mod normal. Nu că ar fi scoasă din calcule Kosovo, dar astăzi, după cum stau lucrurile, Israelul este principala noastră, eu știu să spun, contracandidată și atunci pe ei trebuie să-i batem. Sigur că în același timp, dacă batem, Doamne ferește, să zicem, batem Israel și ne bate, Doamne ferește, Kosovo, se complică rău lucrurile, că intră Kosovo din nou în cărțile calificării. Dar primul pas pe care trebuie să-l facem noi este să-i batem pe ăștia cu care, în mod normal, suntem în luptă directă pentru locul de calificare. Cosmin, am mai zis odată pe parcursul acestei emisii, Doamne ajută, că pare că altceva nu prea mai avem la îndemână decât asta. Doamne ajută! Apropo de calificarea la Euro. Așa este.
Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, mulțumesc. Ca să concluzionăm, 9 septembrie, Prima TV, 21:45, România-Israel, în exclusivitate. Un meci care, după cum ați auzit, este mai mult decât important pentru ce înseamnă calificarea României la turneul Euro din 2024. Bun, acum mergem un pic și vorbim despre alte chestiuni care sunt de zi cu zi și care sunt extrem de importante. Românii care și-au instalat panouri fotovoltaice au devenit una dintre principalele surse de producție a energiei electrice. Aproape 100.000 de români produc mai multă energie electrică decât un reactor de la Cernavodă. Până la finalul iernii e de așteptat ca numărul acestora să crească cu până la 50% și să depășească capacitatea de producție a hidrocentralei Porțile de Fier 1. Pe de altă parte, numărul mare de mici producători pune probleme sistemului energetic național. În ultimii 3 ani, numărul prosumatorilor, adică al celor care și-au instalat panouri fotovoltaice și au devenit mici producători de energie, a crescut accelerat. Dacă în decembrie 2019 erau doar 300 de prosumatori, 3 ani și jumătate mai târziu numărul acestor a ajuns la 100.000. Este un lucru bun, pentru că vorbim de o putere instalată adițională pentru sistemul energetic național și de un număr mare de români care au devenit prosumatori. Datele variază, dar am înțeles că sunt în jur la 100.000, plus ceea ce urmează prin Casa Verde. Numărul mare de prosumatori a ajuns să producă mai mult energie decât un reactor al centralei nucleare de la Cernavodă. S-a ajuns în situația asta pentru că oamenii sunt interesați să-și producă propria lor energie. Puterea instalată undeva în primăvară va fi în jur de 1,5 MW. Per total prosumatori, persoane fizice și prosumatori, persoane juridice. Prognoza Ministerului Energiei ne arată o creștere și cu 50% a numărului de prosumatori în câteva luni. În acest caz, prosumatorii vor produce mai mult decât ambele reactoare de la Cernavodă și vor depăși și capacitățile de producție ale hidrocentralei Porțile de Fier 1. Specialiștii atrag atenția asupra capacității sistemului energetic de a prelua această energie. Un prosumator consumă prioritar ceea ce produce el, iar ceea ce are în exces îi livrează în sistem și consumă cei din jurul lui în primul rând. Da, se consumă în primul rând în buclă, să spun așa, în zona de producție. Este drept că pe de altă parte este imperios necesară dezvoltarea rețelei de distribuție și de transport. În Polonia, numărul mare de prosumatori a produs însă un dezechilibru mare al sistemului energetic, în timp ce în Ungaria s-a ajuns chiar să nu mai fie permiși. Trebuie intervenit la nivel de rețele. Să nu ne ascundem după degete. De 30 de ani nu s-a făcut mai nimic pentru aceste rețele de distribuție. Nu sunt pregătite să ia această energie produsă de către prosumatori. Și la ora actuală, prosumatorii se lovesc de acest fenomen. Ministrul Energiei spune că există bani încât să nu ajungem în situația vecinilor. Cel puțin 1 miliard de euro este disponibil pentru distribuitori. Distribuitori care au această răspundere de a întări liniile, de a face modernizarea rețelelor, astfel încât ele să acomodeze cât mai mulți prosumatori. Sebastian Burduj a declarat că va propune ca la următoarele programe naționale privind panourile fotovoltaice să se pună accent și pe componenta de stocare a energiei. Polițele de asigurare Euroins au fost prelungite cu încă 3 luni. Hotărârea a fost luată după ce s-a constatat că sunt în vigoare 1,8 milioane de astfel de polițe, care ar fi urmat să expire pe 8 septembrie. Iar asta ar fi făcut ca foarte mulți șoferi să rămână fără RCA și să circule fără asigurare. Prelungirea polițelor Euroins va putea veni la pachet și cu prelungirea plafonării prețurilor RCA. 8 decembrie. Acesta este noul termen adoptat de guvern privind expirarea polițelor de asigurare Euroins, care ar fi trebuit să-și înceteze valabilitatea săptămâna viitoare. Sunt încă în vigoare peste 1,8 milioane de polițe RCA emise de Euroins. Iar dacă s-ar păstra termenul actual de expirare 8 septembrie, este evident că ar exista un real pericol de scăderea gradului de cuprindere în asigurarea obligatorie RCA a unui segment uriaș din parcul auto național. 1.600.000 de polițe care urmau să fie denunțate la 8 septembrie ar fi trebuit fi preschimbate imediat, practic în 24 de ore, cetățenii care aveau aceste polițe ar fi trebuit să-și facă poliță până la a doua zi cel târziu la o altă societate de asigurări. Având în vedere că era un număr foarte mare, să nu avem un risc de a scădea gradul de cuprindere în asigurare în momentul de după denunțarea polițelor. Șoferii care aveau RCA încheiat la Euroins trebuiau ca în acest timp să-și denunțe polițele și să primească din partea fondului de garantare valoarea primei de asigurare. Prea puțini au făcut însă asta.
toți cetățenii care aveau polițe la Euroins puteau să facă denunțarea acestor polițe. Noi am analizat și am văzut că doar un pic peste 70.000 au fost denunțate, un număr destul de mic față de numărul total de poliție existent în piață. Pentru clienții noștri, pentru o parte din clienții noștri care aveau flote mari de autovehicule, este o veste pe care o așteptau, pentru că să nu uităm că la data de 8 septembrie, dacă aveau o flotă de 700-800 de mașini să-ți expire toate odată, necesitau un volum mare de capital. Până pe 8 decembrie, experții estimează că vor expira 1.000.000 de polițe Euroins, iar asta ar face ca volumul preluat după acel termen de piață să fie unul considerabil mai mic. În prezent, la Euroins sunt încheiate peste 1,6 milioane de polițe RCA din totalul de 7,2 milioane. Prelungirea polițelor Euroins ar putea veni și cu prelungirea plafonării prețurilor RCA. ASF spune că deja analizează această posibilitate, iar plafonarea ar urma să fie extinsă până în ianuarie. Noi considerăm că o plafonare nu se justifică, mai ales că prețurile nu ar avea de ce să mai evolueze în sens crescător, pentru că au ajuns într-un oarecare echilibru. Majoritatea distribuitorilor suferă și este destul de șifonați așa din această perioadă. Este o măsură care nu face altceva decât să întârzie intrarea pe piață a mai multor companii care să vină să concureze pentru banii clienților din România și să aducă în felul acesta mai multe alternative, în așa fel încât să ne ajute să readucem la normal piața asigurărilor RCA. Prețul polițelor RCA a fost plafonat la începutul anului la nivelul din 28 februarie 2023. Cea mai mare navă de cercetare din Europa a ajuns la Galați. Vaporul va deveni primul campus mobil din lume, pentru că studenții de la Universitatea Dunărea de Jos vor putea învăța în laboratoarele de la bord. Până să ajungă România, nava construită la Giurgiu a străbătut peste 300 de kilometri pe Dunăre, chiar și prin furtună. Nava a ajuns în portul gălățean în ropotă de aplauze. Vaporul a costat numai puțin de 7,5 milioane de euro, bani europeni, așa că nu e de mirare că este unic în Europa. Vorbim de cea mai mare navă de cercetare de pe toate apele interioare ale Europei și nu numai. Un proiect unic, atât prin amploare, cât și prin calitatea echipamentelor și oamenilor care lucrează de 3 ani la implementarea proiectului. Va fi primul campus mobil din lume, adică un campus care se duce efectiv după studenții lui. În toată nava, mai ales în laboratoare, este aparatură de ultimă generație. Avem Draga, o macara, de fapt, cu care lansăm barca pentru prelevare probe în cazul în care ne aflăm pe tributare sau nu putem intra cu nava mare de cercetare Rexdan. Am reușit să avem nava de cercetare și un centru de cercetare fix în care avem 18 laboratoare dotate cu echipamente de ultimă generație. Deci, până la urmă, cred că suntem pe partea aceasta a Europei cel mai important centru de cercetare, atât pentru probleme de mediu, cât și pentru alt însemnând materiale, medicină, alimente și așa mai departe. În cadrul laboratorului se pare că o să avem mai multe surveiuri de cercetare pe Dunăre, legate de tot ce ține de monitorizare, prelevare, probe de apă, sediment, dar și aer. În câteva săptămâni, nava va pleca în prima sa misiune de cercetare pe Dunăre. Sute, poate chiar mii de afaceri ar fi trebuit închise la data de 1 august și asta pentru că își desfășoară activitatea în clădiri cu risc seismic de gradul 1 sau 2. O nouă lege adoptată recent de Parlament și promulgată de președinte interzice orice fel de activitate comercială în astfel de imobile. Realitate însă, nimeni nu aplică. Ba chiar oamenii care lucrează în astfel de locații nici nu știu că în curând își vor pierde locul de muncă. Conform legii 243 din anul 2023, care a intrat în vigoare începând cu data de 1 august, toate magazinele și spațiile comerciale care se află la parterul blocurilor cu grad de risc seismic 1 sau 2 ar trebui să fie închise. Totodată și toate panourile publicitare ar trebui să fie date jos. Însă chiar dacă legea a intrat în vigoare de aproximativ o lună, vedem cum aceasta nu este respectată încă. E vorba numai de risc seismic, domnule. Trebuie făcut ceva. Clădirile astea trebuie consolidate. Tocmai am vorbit cu șeful meu și a zis să nu zic nimic.
dar ideea e că n-am primit nimic, asta ca să știți, gen, noi nu știm nimic. N-ați fost în știința sponsorului? Nu, în niciun fel, nu. Noi ne dorăm și cu bulină și fără bulină, ați văzut Turcia cum a picat. Singurele magazine care s-au închis sunt cele care au rămas fără muncitori pentru că ei au intrat în concediu de odihnă. Eu personal nu știu mai departe, adică degeaba mă întreb că nu știu ce să zic. Dacă i-a aplicat legea asta e, ne mutăm, ce să facem? Doar nu sta să ne cadă în cap. Necunoașterea legii nu înseamnă că nu există și efecte. Putem să vorbim astăzi de un număr de 269 de imobile care se încadrează în RS1 și RS2, care sigur sunt împărțite în cele 6 sectoare. Avem, spre exemplu, în sectorul 1 avem 50 de imobile, în 3 undeva la 140 de imobile, în sectorul 5 văd 21 de imobile. Dacă vor continua programele de expertizare, numărul acestora va crește. Orice activitate comercială este interzisă în aceste blocuri, la nivel național, fie că vorbim de restaurante, magazine sau chiar xeroxuri sau birouri de traduceri. Cei de la administrația clădirilor cu risc seismic vor notifica primăriile locale și poliția cu privire la faptul că această lege nu este aplicată și mii de afaceri funcționează în mod ilegal. Interdicția de a închiria locuințe în clădiri vulnerabile. Din păcate s-a uitat pe drum această modificare care se avea în vedere inițial. Din păcate rămâne oful nostru cu miile de clădiri la nivel național din categorii de urgență care în continuare sunt ignorate de lege. Deci sunt niște pași, unii mai timiți și alții mai hotărâți, într-o direcție bună. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns în această situație este interesul economic al proprietarilor. Pe parcursul consolidării clădirilor, ei își pierd banii pe care îi câștigă de pe urma chiriilor aplicate societăților comerciale sau apartamentelor închiriate în regim hotelier. Din acest motiv, legea a fost schimbată. Acum nu mai este nevoie de unanimitate din partea lor pentru reconsolidare, ci majoritatea de 50% plus 1. Legile au fost schimbate constant în ultimii ani, mai ales după tragedia de la Colectiv. Însă Bucureștiul rămâne în continuare una dintre capitalele europene cu cel mai mare risc seismic. Văzute până nu demult ca semne de lux și opulență, piscinele sunt acum opțiuni imobiliare tot mai întâlnite. Cererile pentru astfel de facilități cresc de la an la an și producătorii spun că au cu 40% mai multe comenzi față de perioada de dinaintea pandemiei. În timp ce unii clienți caută locuințe care să aibă și piscină, alții, în schimb, vor să își amenajeze una în propria curte. Marius este unul dintre cei care, în pandemie, neputând să meargă pe litoral, a decis să aducă marea în curtea proprie. Astfel și-a instalat o piscină de care acum se bucură în fiecare vară. Zile călduroase, ne lipsea aerul și apa și atunci am hotărât să cumpărăm o piscină de mici dimensiuni pe care să o montăm în curte și să ne bucurăm de ea cel puțin 4 luni pe an. Investiția a fost în jur de 2700 de lei cu tot. A redus costurile la jumătate, deoarece s-a ocupat singur de instalarea piscinei. Mecanismul de încălzire e pompa piscinei, cele două radiatoare negre prin care circulă apa. Pe aici, pac prin ele și se varsă înapoi în piscină. Deci apa este trasă din piscină, încălzită. Și își fac treaba destul de bine. Deci undeva într-o zi cu soare îți încălzește și cu 3-4 grade apa. Anii post-pandemici au venit cu un val uriaș de cereri pentru producătorii de piscine. Pe parcursul verii, aceștia lucrează non-stop pentru cei care își doresc să se bălăcească în zilele toride în propria casă. O piscină rezidențială, o casă nouă, o piscină de 6x4, încercăm să utilăm cu tot ce are nevoie. Pentru montarea unei piscine este nevoie de o precizie chirurgicală, spun cei din domeniu. Rezultatul trebuie să fie unul plăcut vederii, dar și corpului în egală măsură. Tot procesul durează în general 3 săptămâni. Aș putea să spun că probabil în efect al pandemiei, dar comenzile au crescut în medie cu 35-40% în ultimii 3 ani.
vorbim de clienți rezidențiali, adică oameni care își fac piscină în spatele casei sau în curtea casei sau așa mai departe. Ceea ce cred eu că e un lucru bun, e un act de normalitate. La mare căutare sunt și apartamentele în blocuri cu bazine pe acoperiș. Amplasarea este foarte importantă, deoarece oamenii vor, pe lângă a se răcori în apă, să aibă și o priveliște pe măsură. Putem vorbi în momentul de față despre un trend și de o creștere a cererilor în ceea ce privește confortul, pentru că oamenii fie caută piscine, cum este cazul de față, amenajate pe bloc sau lângă bloc, sau caută să achiziționeze proprietăți cu teren pentru a-și amenaja propria lor piscină. În funcție de mărime și de materialele din care este făcută, o piscină poate să coste de la câteva mii la 10.000 de euro. Timp de 3 săptămâni, artiști de pe toată planeta dau culoare municipiului Bacău. Înarmați cu graffiti, vopsea, dar și cu pensule, 7 tineri talentați pictează blocuri și clădiri din oraș în cadrul festivalului Zidart. Sunt deja peste 60 de picturi murale care înfrumusețează la propriul orașul, iar munca acestora nu va trece neobservată de băcăuani care se opresc să admire frumoasele opere stradale. Priviți! Festivalul Zidart a ajuns la cea de-a 6-a ediție și ca în fiecare an vine cu noi teme care să ajute la înfrumusețarea orașului. Artiștii se întrec în picturi murale pe clădirile din oraș și oferă astfel Bacăului o culoare aparte. So my drawing is about the melting earth that we are on at the moment and to create some awareness for this major issue. Last year I painted a woman and when I was invited back I wanted to paint an interactive mural to sort of communicate with the other one. And here? Here we have a woman. This is going to be a man. They're in love. Este un personaj în prim plan care ne reprezintă pe noi, ce avem planeta Pământ în grijă, susținut de noile generații. În spate va veni un grup de tineri cu mâinile pe sus ca niște susținători. Iar din mintea lui este o explozie de informații. Băcăuanii sunt încântați de transformarea orașului lor. Dacă s-ar păstra măcar, să fie toată lumea așa, poate ne-am schimbat cu toții. Poate ar schimba ceva. Foarte frumos, foarte lucrare, e extraordinară, potrivită, reușită. Dă o notă de culoare aparte orașului și înfrumusețează orașul. Le mulțumim pentru ceea ce fac ei, este ceva deosebit. În fiecare an, festivalul Zidart își propune o anumită temă. Tema de anul acesta este o temă ecologică din mai multe puncte de vedere. Less is more pentru noi, este mai puțin, dar mai mult pentru prosperitate internă, pentru ecologie spirituală, umană. Prin galeria stradală, organizatorii își propun să facă din orașul Bacău un loc mai atractiv pentru turiști. În Nebraska, Statele Unite, polițiștii au tras pe dreapta un american care mergea pe autostradă în mașină cu, atenție, un taur. Iată imagine, mai mult decât explicite. Nu oriunde era, după cum vedeți, pe scaunul pasagerului. În mijlocul zilei, poliția a fost alertată de alt șofer uimiți de ceea ce vedeți și dumneavoastră. Iar în scurt timp, oamenii legii au oprit autoturismul, l-au luat la întrebări pe individ. Pentru că taurul se încapă pe scaunul din dreapta șoferului, acesta a tăiat acoperișul mașinii. Iată, e foarte evident acest lucru. Le-a spus de altfel polițiștilor că voia să meargă cu animalul la târg. Taurul are și el un nume, îl cheamă Howdy Doody, iar șoferul nici măcar nu s-a ales cu amendă, doar cu un avertisment din partea polițiștilor care l-au întors din drum și l-au trimis acasă cu tot cu taur. Deci, cu alte cuvinte, vânzarea nu s-a realizat. Punem punct acestei ediții. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de Prima News pentru că urmează o ediție specială Zona de Conflict cu Marius Aizu. Zi frumoasă în continuare, numai bine!